În ultima vreme m-a prins o pasiune de tastaturi mecanice, am cumpărat mai multe tastaturi mecanice și spre surpriza mea, cei de la Royal Kludge mi-au trimis tastatura lor R87, care este disponibilă pe QWERTYKEY.com. Haideți să vedem despre ce este vorba, voi intra în toate detaliile despre această tastatură în clipul de astăzi, inclusiv teste de sunet și toate funcțiile acestei tastaturi. Bineînțeles, începem cu cutia unde avem brandingul și numele acestei tastaturi. În partea din față vedem cam cum arată tastatura, ca și layout, și în partea din spate arată cam așa. În cutie tastatura a fost foarte bine protejată de acest capac de plastic și mai departe ea este într-o pungă de silicon, ca să nu se zgârie. Împreună cu tastatura avem un cablu USB tip C la USB tip A și C. Chestia asta se scoate și poți să pui într-un USB type C. Mi se pare foarte bun cablul ăsta pentru că asta înseamnă că poți să folosești atât pe calculatoarele vechi cât și pe calculatoarele mai noi. Tot în cutie am primit și 4 switch-uri și nu cred că sunt neapărat switch-uri de rezervă, ci mai degrabă ca să vezi că tastatura asta suportă să schimbi aceste switch-uri. Și bineînțeles, așa cum m-am obișnuit la mai toate tastaturile mecanice mai bune, primim și un tool din ăsta ca să putem să scoatem tastele, să curățăm tastatura sau să scoatem chiar și switch-urile cu acest capăt. Cam așa arată tastatura și haideți să punem și niște cinematice să vedeți mai în detaliu cum arată tastatura în timp ce vă povestesc despre ea. Tastatura se simte foarte fain, varianta pe care am primit-o eu are switch-uri maro, există și varianta cu switch-uri roșii pe site la QWERTYKEY și am văzut că au chiar opțiunea de lubrifiere, ceea ce este foarte fain. Cred că ar fi foarte interesant să învăț și eu să lubrifiez o tastatură măcar o dată în viață, așa că poate o să vedeți un clip pe tema asta cât de curând. Tastatura asta vine în mai multe variante de culoare, am observat că varianta asta este cea mai populară. Vă întreb și pe voi care sunt tastaturile voastre preferate, cele deschise la culoare sau cele închise la culoare. Pentru mine, deși îmi plac foarte mult tastaturile deschise la culoare, tastele se citesc mult mai bine pe o culoare închisă la culoare. Ce-mi place foarte mult, funcțiile butoanelor de sus, le puteți observa, sunt imprimate pe lateral, pe tastă. Sunt curios cât de ușor este să se facă chestia asta în fabrică, pentru că cu siguranță nu este ceva foarte simplu. Avem și moduri custom de iluminare, adică putem să le reglăm noi cum vrem. Tastatura suportă atât Windows cât și Mac, avem acolo scurtăturile pentru treaba asta. Observați că putem bloca butonul de Windows, are o grămadă de funcționalități foarte tari. Tastatura fiind iluminată, bineînțeles, are o grămadă de moduri. Vă arăt aici unele dintre aceste moduri și, bineînțeles, poți să și închizi iluminarea dacă nu îți place, ceea ce este mai special la tastatura asta comparativ cu toate celelalte tastaturi pe care le am. Avem iluminare și pe lateral și cam așa arată iluminarea aia pe lateral. Cred că creează o ambianță destul de faină, mai ales atunci când este întuneric. Ca și nivele de iluminare, am măsurat 5 nivele și am observat că nu face nicio gălăgie. Eu am niște tastaturi de la branduri renumite, care atunci când scad iluminarea, ca să nu fie așa puternică, e bine, pur și simplu se aude un băzit. Nu știu de la ce este chestia asta, cu siguranță a fost folosită electronică mai ieftină. La tastatura asta nu am avut problema asta să aud acel băzit, este super silențioasă pe partea de electronică. După cum spuneam, tastatura se conectează prin cablu și îmi place foarte mult canalul ăsta pentru cablu din spate. Poți să ai cablul să iasă direct în mijloc sau în stânga sau în dreapta. Și este foarte fain că au făcut un canal special, așa că nu o să umble cablu pe acolo cum vrea el, o să fie pur și simplu în acel canal. Observați că avem piciorușe cauciucate și avem și posibilitatea să ajustăm pe înălțime cu două setări. Eu de obicei o ajustez cu setarea asta cea mai mare, îmi place ca tastatura să stea puțin mai înclinată, dar avem și varianta cu un picioruț mai mic pe care putem să îl ridicăm. Ambele sunt cauciucate, ceea ce înseamnă că aderența va fi maximă atunci când tastatura este pe birou. Un lucru pe care le apreciez foarte mult, avem layout-ul standard, asta înseamnă că am putut să scriu direct peste 300 de caractere pe minut, pentru că am mai testat o grămadă de tastaturi în ultima vreme și nu toate au layout-ul standard și de foarte multe ori fac o grămadă de greșeli. Spre exemplu, am aici o tastatură foarte compactă și asta are un layout special și aici de fiecare dată greșesc, să nu mai spun că nici măcar nu pot să apăs Shift-P ca să am P mare. Este puțin ciudat să vezi astfel de tastaturi, dar bineînțeles astea sunt niște chestii mai speciale, dar am fost foarte plăcut surprins când am făcut testul de scriere și direct peste 300 de caractere pe minut fără nicio problemă.
Un alt lucru ce mi se pare interesant la tastatura asta, partea de jos este albă, asta înseamnă că toată lumina se reflectă foarte fain, pentru că dacă ai acolo negru, negru de obicei absorbe cumva lumina, albul reflectă lumina, chestia asta nu prea am văzut-o la tastaturi, ați mai văzut, uitați și aici cum se observă că este alb printre taste, foarte, foarte interesant. Cam așa arată switch-urile pe care le-am primit eu. Sunt switch-uri cu doi pini. Am scos switch-ul ăsta direct din tastatură. Se simte foarte fain atunci când îl apeși, bineînțeles. Nu face gălăgie prea mare, fiind switch din ăsta brown. Iar aici puteți vedea conexiunea de pe placa de bază și LED-ul de acolo. Ce-mi place foarte mult la tastaturile astea mecanice, care poți să le schimbi switch-urile, este că dacă ți se strică un switch, pur și simplu poți să cumperi altul. Eu am o tastatură mecanică de la Logitech cu switch-uri brown care nu pot fi înlocuite și am o tastă, din păcate tasta O, care pur și simplu ba funcționează, ba nu funcționează și din păcate nu pot să o înlocuiesc pentru că switch-urile nu sunt switch-uri din astea pe care le pot schimba, așa că atenție foarte mare când cumpărați tastatură mecanică să puteți schimba switch-urile. Asta înseamnă, bineînțeles, dacă vă place foarte mult acest layout, dar să spunem că nu vă plac switch-urile brown, puteți să le schimbați. Cred că există switch-uri din astea de cumpărat la borcan și nici nu cred că sunt atât de scumpe. Atunci când introduceți switch-ul la loc, aveți foarte mare grijă pentru că pinii ăștia se pot îndoi foarte ușor. Eu am îndoit deja la o tastatură niște pini, am reușit să îi îndrept, dar da, aveți grijă să fie pinii exact acolo unde trebuie atunci când împingeți înapoi de switch în tastatură. Tastatura se simte foarte solidă, nu scârție oricât aș trage de ea, deci înseamnă că construcția este așa cum trebuie. Până la urmă, Royal Kludge are o grămadă de modele de tastaturi, nu sunt noi în acest domeniu. Mai departe, haideți să auzim sunetul tastaturii, așa că eu o să tac din gură pur și simplu și vă las clipul ăsta. În descriere vă las, bineînțeles, site-urile de unde puteți cumpăra tastatura asta. În primul rând, pe QWERTYKEY.com găsiți tastatura, vedeți aici mai multe specificații și așa mai departe. Toate comentariile sunt în limba română și mă bucur să văd că avem 5 stele din 5. Toată lumea a fost foarte mulțumită de achiziție. De obicei mai vezi oameni care nu sunt așa mulțumiți. Ei bine, produsul ăsta se pare că este cea mai bună tastatură la 300 de lei, așa cum spune Radu aici. Vă las, bineînțeles, și site-ul celor de la Royal Kludge. Aici puteți să vedeți niște modele. De exemplu, acest RK96 l-am comandat special, separat pentru mine, pentru că îmi place foarte mult layout-ul ăsta. Eu de obicei lucrez la birou cu o grămadă de numere și am nevoie și de partea numerică, dar uitați ce alte designuri interesante au la ei pe site. Și da, ce părere aveți voi de tastatura asta? Lăsați-mi în secțiunea de comentarii dacă vreți să mai testăm și alte tastaturi, pentru că cred că o să vină mai multe surprize pe canal în perioada ce urmează și văd că tot mai mult producători mă bagă în seamă, așa că o să testez o grămadă de chestii în ultima vreme și încet, încet, poate o să ajungem să testăm și exact chestiile care ne interesează pe noi. Canalul meu fiind acum în creștere, bineînțeles, am posibilitatea să testez chestiile care îmi sunt trimise direct de anumite companii, dar dacă o să ajungem mai mari, o să am posibilitatea să cer anumitor companii produse care mă interesează. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!